Ion Iordache a confirmat faptul că a semnat adeziunea la Partidul Social Democrat încă de anul trecut. Declarația lui Iordache vine după ce președintele executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, a spus că acesta ar putea avea adeziune semnată la organizația de la Turceni. Călinoiu a mai precizat că Iordache se poate înscrie inclusiv în cursa pentru alegerile parlamentare din partea PSD. Ion Iordache a anunțat astăzi că e membru PSD cu acte în regulă și astfel ar avea șanse mari să candideze din partea PSD la parlamentare. Anul trecut, din câte știu, un membru și până la urmă care e problema, că au fost alții care s-au înscris astăzi și mine candidat. Aia e problema. Acum trebuie respectate nu știu ce reguli și regulamente pe care le născocesc peste noapte, dar la ceilalți candidați nu mai există statut și regulament. Dar la Iordache este... Ion Călinoiu a anunțat de seara trecută că Iordache ar putea avea semnat adeziune la PSD Turceni. Eu am înțeles de la domnul Tâlcibaru că a zis de domnul Iordache că nu e membru PSD. Că nu e membru PSD, dar nu poți să știi că nu e membru PSD, că eu unul n-am verificat la organizația Turceni dacă Iordache nu e membru PSD. Ce tare! A verificat cineva? Dacă ea numai după faptul că a fost la PNL, că a fost, nu știu unde a mai fost, el de data aceasta la alegerile locale a susținut candidatul PSD și e posibil să fi venit cu candidatul PSD de la Turceni, care a câștigat și alegerile și e și președintele interimar al organizației locale Turceni și e posibil să fie membru. Călinoiu a mai precizat că nu este obligatoriu ca termenul de depunere a intențiilor de candidatură pentru parlamentare să fie respectat.